Cristina Neagu, autoarea 12 goluri, și Elena Grubișic, goalkeeperul care a închis poarta, au făcut diferența în joc. Apărarea CSM-ului a funcționat la parametrii ridicați, iar în atac, tigroacele le-au pus la grea încercare pe fetele pregătite de Mayo Ned, antrenorul campioanei mondiale. Deși nu s-a pus nicio secundă problema învingătoare, elevele lui Adi Vasile, având și avans de 7 goluri la pauză, duelul cu echipa din Hexagon a lăsat urme. Grubișic a fost la un pas de o accidentare serioasă în prima repriză, iar Cristina Neagu și Elizabeth Omoregi au avut nevoie de multă gheață pentru a ameliora durerile resimțite la genunchi la finalul întâlnirii. Următorul meci al CSM-ului în Liga Campionilor este în deplasare, cu Eisberg la 20 septembrie.